film scris în 1966 de scriitorul Cristian Petru Bălan și achiziționat oficial de Centrul Cinematografic București, secția scenării film în 1967. După emigrarea autorului în America, scenariul a fost publicat în 1966 la editura din Chicago, câteva exemplare existând și în România. În anul 1986, revenind în Moldova, regizorul Emil Oteanu a realizat filmul artistic de televiziune Ceapărul despre viața și credința poetului Mihai Eminescu. Marca poștală românească care apare în 1958 și serviciile poștale din Republica Populară Română au emis în 1958 o serie filatelică pe care erau gravate portrete ale diferitelor personalități, între care Mihai Eminescu reprezentat cu o marcă poștală cu valoarea de 55 de bani. Era una dintre cele mai corecte mărci poștale în epocă, fiind folosită pentru francarea între scrisori simple. Machetele acestei serii de mărci poștale au fost realizate de gravul Șerpan Zaina. Marca poștală în Republica Moldova apare în 1996. Serviciile poștale din Republica Moldova au pus în circulație în 1966 o marcă poștală pe care este gravat portretul lui Mihai Eminescu, marca poștală care are ca valoare nominală 0,10 lei moldovenești. Totodată a fost emisă și colița cu nouă, care a reprezentat arborele genealogice al lui Eminescu. Valoarea nominală a coliței este de 1,4 lei moldovenești. Numismatica, monedă cu valoare nominală de o rublă, emisă de Uniunea Sovietică în 1989, pentru a celebra centenarul de Eminescu. Pe o monedă comemorativă cu valoarea nominală de o rublă, emisă de Uniunea Sovietică în 1989, a fost gravat chipul lui Mihai Eminescu, monedă pusă în circulație pe 26 septembrie 1989, pentru a celebra centenarul de Eminescu, a fost vândută la monetăria din Salzburg cu un tiraj de 2 milioane de exemplare, dintre care 500 de exemplare de calitate a aparținut Universității din Uniunea Sovietică. De remarcat că prenumele poetului este scris Mihail și Mihai, variantele cunoscute de către etnologi. În anul 2000, Banca Națională a Moldovei a emis o monedă de argint de calitate a profesorului care a gravat efigia lui Mihai Eminescu. Portretul Mihai Eminescu, probabil de valoare nominală de 500 de lei în România, este emis de Banca Națională a României în anul 2005. Banca Națională a României a pus în circulație mai multe emisii de bancnote pe care a fost gravat bancnota de valoare nominală de 1000 de lei în 1999, valoarea nominală de 1000 de lei în 1993, bancnota cu valoare nominală de 1000 de lei în 1998 și bancnota cu valoare nominală de 500 de lei în 2005. Pe meleagurile copilării Mihai Eminescu, satului Botești, județul Botoșani, se află singura biserică din Europa închinată unui scriitor. A fost dedicat de Nicolae Iorga în memoria lui Eminescu și are o pictură ieșită din comun.